cancelar și ministru federal de finanțe, Olaf Scholz, candidatul social-democraților, ar avea 26%, iar contracandidatul său, sprijinit de doamna Merkel, Armin Laschet, 25%. Astăzi Angela Merkel a făcut tot posibilul pentru a sprijini încă o dată protejatul, spunând germanilor că domnul Laschet este unificatorul de care are nevoie țara și cel mai bun candidat pentru garantarea stabilității. Israelul, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania, Austria, Italia și România au boicotat din cauza naturii antisemite a edițiilor precedente o reuniune a Organizației Națiunilor Unite privind rasismul, denumită Durban, după numele localității în care s-a desfășurat prima ediție din 2001. Sprijinul Statelor Unite pentru boicotul condus de Israel la conferința ONU a fost esențial, după cum relatează corespondentul nostru Dragoș Ciocărlan. Israelul a obținut o victorie diplomatică în această săptămână la ONU. 34 de țări au boicotat o reuniune a Națiunilor Unite la împlinirea 20 de ani de la conferința mondială care a avut loc la Durban în Africa de Sud. Din 2001, conferința Durban a degenerat și s-a transformat într-un eveniment anti-Israel și antisemit. Fostul președinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a fost invitat să vorbească în 2009 la conferința Durban și a îndemnat deschis la distrugerea Israelului. Între cele 34 de națiuni care au boicotat reuniunea sunt Israel, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania, Austria, Italia, Olanda, Republica Cehă, Grecia, România și Polonia. A fost rezultatul unei campanii intense pe tot parcursul acestui an, în care s-au implicat două guverne israeliene și americane. Gilad Erdan, ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, a inițiat și condus campania. Ministerul de Externe de la Ierusalim le-a cerut ambasadorilor străini să raporteze capitanelor preocupările Israelului în legătură cu această conferință. De asemenea, s-au implicat organizații evreiești, punând accent pe focarele de antisemitism din Europa.